gala sunt. Stimați-le spectatori, în emisiunea noastră, însărcinata... Bursuca! Pentru a doua oară, la fel de frumoasă ca prima oară, Alina Sorescu. Iar ai venit subțire așa! Vai, ce frumusețe! Foarte noroc! Și să ai o primăvară frumoasă, așa cum meriți. Să rămână la mulți ani, la mulți ani! L-ai dresat pe bursucul să fie... L-am lăsat să fie pentru că... L-ai dresat? L-am lăsat, așa zis. L-ai dresat, adică bursuc stai și e sculcat și fă pe mortul? Dacă îi spun fă pe mortul, nu e bine. Dacă îi spun fă pe deșteptul, nu e bine. Fă ce vrei tu. Eu m-aș așeza la discuție aici, adică nu că n-aș putea. Fac pe ce să. Și eu la fel, să știi că spre tine m-am dezat. A trebuit să fac un mic detur ca să fiu singură. Dar chiar că e frumos. Da, este. El le alege. Se pricepe. Mulțumesc, bursucul. Mă bucur să vă văd. Pentru tine nu s-a schimbat nimic. Și să le spun la mulți ani tuturor fetelor, doamnelor, domnișoarelor. M-a mai schimbat un pic. Nu prea. Este mai exact mult ca data trecută. Când toată lumea se uita la tine cu invidie și cu... Aproape. Dar eu mă simt bine. Sunt în continuare activă încă un pic. Până când o să-mi spună doamna doctor, stai cu minte, treci la pat, nu te mai agita atâta, deși nu prea pot. Pentru că am niște copii de care mă ocup, picii mei, de la atelierul meu de muzică, pe care îi cunoașteți și cu care am venit și astăzi. Vezi, să mă mai și care mă mai țin în formă, așa. Și doamna doctor spune, treci în pat. Eu am înțeles. Nu spun doar... Este ultima apariție înainte de marele eveniment. O să mai fim, dar mai... Mai subțire. Mai rar. Deci e emoționant, e foarte solicitant pentru tine în perioada asta? Da, e mai solicitant din punct de vedere fizic. Orice deplasare deja e o aventură, adică orice încălțat-descălțat devine o problemă. Și plus că mai avem puțin, încă vreo 2 luni, aproape, poate nici măcar 2 luni, și o să vină pe lume cea de-a doua noastră fetiță. A trecut repede perioada asta? Da, a trecut repede, pentru că sunt atât de multe schimbări în viața Carolinei, fetița noastră cea mare, atât de multe lucruri noi se întâmplă cu ea, încât uneori și uitam că sunt însărcinată și că trebuie să am grijă și de mine. Și la un moment dat mă gândeam, oare de ce nu mai acord atât de multă atenție acestei sarcini ca primei sarcini? Dar e firesc, până la urmă, pentru că știi ce se întâmplă, nu mai sunt lucrurile noi, nu mai e provocarea sigur, de mare. Sunt mai relaxată din punctul de vedere, dar a fost mai greu pentru că a trebuit să fac față... Carolina știe cum o cheamă pe surioara ei? Dar nici noi nu știm deocamdată, că nu ne-am decis. Nu cred. Nu, dar știi cum e, așa, e negociere ca la... Da. Să ne punem unul de o parte, unul de alta mesei și începem. Care și cine are succes mai mare? O să vedem, încă n-a fost runda finală. Da, e un shortlist. Am zis că o să-i punem un nume de sfânt, da, ca să aibă o călăuză așa în viață. Sigur, de exemplu Teodora, nu, dar e complet întâmplător, nu știu, da, mi-a trecut. Vai, cât este de frumoasă Carolina, nu? Așa? Da, aici era chiar mai un pic mai micuță. E o fetiță foarte zglobie, e veselă, e exact fetița pe care mi-am imaginat-o, adică are și gingășie, dar și personalitate puternică și spune ce vrea atunci când vrea ceva. Înțeles ea cum stă treaba cu 8 martie și cu nicio problemă. Cu 8 martie și cu mami, te iubesc. Dimineața și cu... a venit cu o floricică. Așa, la mine, așa. O floricică și a fost foarte, foarte simpatică. Miloase de zor, flori. Ce ți-a zis? Ce ți-a zis? Zice, mami, bebe, mami, papa, bebe, are grijă de mine să mănânc cum trebuie. E pregătită, zic eu, pentru momentul cel mare, deși e micuță, nu cred că o să conștientizeze cu adevărat. Sunt foarte curioasă cum o să fie când o să ne întoarcem de la maternitate și o să vadă că venim mami cu încă un bebe și bebele nu mai pleacă, adică stă cu noi. Am încercat să o pregătesc, să-i iau deja cadouri și să-i spun că sunt de la bebe, ca să-și primească surioara cu drag. Da, înțeleg ce foarte bine, același tot lucru făceam și noi cu doctorul, știi? Când venea doctorul, îi dădea șpaga pe la spate, practic, și eu șpăguia. Doctora asta venea cu o frumoasă păpușică. Vai, mai, da, am venit... Da, când da, venea doctora asta, era sărbătoare în casă, știi? Cam așa și la noi. Ce-ai primit cadou de la Alex acum de 8 martie? Astăzi mi-a umplut casa de flori.
de fapt, mai multe aranjamente, așa, pentru fiecare fată din viața lui. Am și pus pe Facebook poza cu florile, unul mai mare pentru mine, mijlociu pentru Carolina și unul mai micuț pentru fetița care va veni. La ce văd eu că vine acum, dacă toate florile astea sunt pentru Teo, doamnă Jonor, stăm două săptămâni să le dăm, dar fii atent cât de frumos. Ne-am luat unul câte unul de mânuțe, da? Atenție, îl luăm pe burțucul de mână și hai! Tocodom, 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 tocodom. Ia să vezi acum. Tocodom, tocodom. Să vezi acum ce se umple platoul. Ceata lui fiții noi. Ei sunt atelierul meu de muzică. Mulțumesc, iubirea mea, mulțumesc. Hai să ne așezăm în formație, hai să ne așezăm în formație. Mulțumesc. Nu e nimic, e perfect. Mulțumesc. Mulțumesc, iubițile mele. Mulțumesc frumoasă, mulțumesc, mulțumesc. 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 Vai, ce scump sunteți! Mulțumesc mult, 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 mult! Mulțumesc! Mulțumesc, dragoste! Mulțumesc mult, mult, mult de tot! Așa! Și, da, imediat! Și dragii bomboanele! Dragii mei, vreau să vă anunț că mai avem și alți invitați pentru această pentru emisiune. Pentru fetiță! Mulțumesc dacă mult de tot! Dacă cumva o să ne prindeți aici mâine dimineață cu flori, stați liniștiți! Nu este nicio problemă! Mulțumesc! Colega se pare că nu mai are cum să țină florile nu în mână. Nu mai are, colega! Dăm că te ajut și eu. Știi că e un echilibru foarte fragil, deci da. Nu știu cum nu, o să nu, nu te mișca! Da, dragoste! Nu te mișca! O să-mi deschid o florărie pe tine, te cheamă Maia? Da! Atunci o să încep cu tine! Și prima mea floare o să fii tu. Ce cântăm astăzi, Alina? Ei sunt atelierul meu de muzică pentru copii, pe care îi alind și Picilu Soreasca, celebri de Picilu Soreasca. O să vă cântăm o melodie pe care toată lumea o știe, așa că n-aveți voie să nu cântați cu noi. Dar toată lumea știe, e ziua ta, mămico, da? Dar e ziua ta, mămico! Asta facem mult caraoke, da? Stai, nu-i zăpăci, nu-i zăpăci. Trebuie să ne... Maia, ești pregătită? Toată lumea, e cineva care nu e pregătit? Ești... Bun, e cineva care are emoții, face pipi? Nu! Nimeni nu face pipi! Situația e sub control! Să dăm drumul la cântare, că nu știm cât ne ține! Să vă dinții! Da? La mulți ani, mămicilor! Dar mai frumos nu se putea.